Bună regăsit, dragi telespectatori! Trăim în lumea în care trăim, cu limitele pe care Dumnezeu le-a pus, cu legile pe care le respectăm vrând nevrând și se mai petrec de multe ori ruperi de lege pe care le considerăm minuni, petreceri mai presus de firea lucrurilor. Și astăzi o să discutăm de una din aceste minuni care s-a petrecut și care se pot petrece și cu siguranță se vor petrece până la sfârșitul veacurilor din mila Bunului Dumnezeu. Partenerul de dialog din această zi este Părintele Popa Ioan, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae din Dimieni, Ialomița. Bine ați revenit, Preacucinci. Bine v-am regăsit. Spune Domnul Hristos în Evanghelie, încredințându-i pe apostol că orice om care va avea credință va săvârși lucrurile pe care le-a făcut, chiar și mai mari decât acestea. Și sunt multe dovezi după Sfânta Evanghelie și istoric vorbind până în zilele noastre. Găduiți asinției voastre, o să punem bun început emisiunii noastre și o să citim despre o astfel de minune din Patericul Egiptean. Încă și aceasta au povestit-o mulți din ucenicii avei Ghelasie, că oarecând fiind adus lor un pește, pe acesta prăjindu-l bucătarul l-a adus la chelar, iar sosind chelarului o trebuință, a ieșit din chelărie lăsând peștele jos într-un vas. Și poruncind unui copil mic al fericitului Ghelasie să-l păzească un ceas până se va întoarce, iar copilul lăcumindu-se s-a apucat să mănânce peștele fără de nici o sfială. Deci, intrând chelarul și aflându-l mâncând, mânindu-se pe copil care se ședea jos, l-a împins cu piciorul fără de socoteală, iar din oarecare lucrare diavolească, fiind lovit peste inimă, leșinând, a murit. Iar chelarul, fiind cuprins de frică, l-a pus pe așternutul său și, acoperindu-l, a purces de a căzut la picioarele lui Ava Ghelasie, vestindu-i ce s-a întâmplat. El a poruncit ca nimănui să nu spună nimic, poruncindu-i și aceasta, că dacă se va face seară și se vor așeza toți, să-l ducă pe el în altar și să-l pună înaintea jertfelnicului și să iasă de acolo. Și venind bătrânul în altar, a stat la rugăciune. Și în vremea cântării celei de noapte, adunându-se frații, a ieșit bătrânul și copilul urmând după dânsul, neștiind nimeni afară de el și de chelar până la sfârșitul lui. O întâmplare, nu o poveste, ci o întâmplare cutremurătoare. Și pentru început vă întrebăm, Preacucenice, Părinte, astăzi se mai petrec minuni? Având în vedere că Dumnezeu este același, oamenii sunt aceiași, rugăciunile sunt aceleași, nădejdele sunt aceleași, se mai petrec minuni. Și că în lume sunt mari minuni, dar minuni mai mari ca omul nu sunt, zicea un filozof. Cele mai mari minuni care să petrec sunt minunile care privesc schimbarea unui om. Convertirea unui om de la un adevăr de viață la un adevăr mântuitor este o mare minune. Noi socotim minune dacă cineva este bolnav și se vindecă. Ceea ce e răsunător, respectivă. Probabil. E răsunător, dă bine. Dar nu e mântuitor. Minunea este, cum spunea și Părintele Rafael Noica, e firescul lui Dumnezeu. Dumnezeu când face câte o vindecare a unui om bolnav, își manifestă firescul lui. În lumea mea, care consider că dacă o mână mi-a paralizat și apoi sunt vindecat, dacă am vreo boală de inimă sau o altă boală și așa, o consider o minune foarte mare. Ea este o minune. Poate fi mântuitoare minunea dacă mă angajează și îmi schimbă viața totală. Poate să mă vindece și să mă întorc înapoi ca leproșii la viața de dinainte și să-mi văd foarte bine mersi de viața mea pe care o am. Deci minunea în sensul acesta de e cineva bolnav să fie vindecat, e cineva care a murit să fie înviat. Noi știm că apostolii au primit puterea asta și apostolii au totuși episcopilor, preoților. Cu aceeași putere este și astăzi lucrătoare puterea lui Hristos în biserică. Dacă nu mai vedem, poate, asemenea minuni, cum a fost minunea cu acest copil, sau alte minuni, asta nu înseamnă că ele nu sunt. Minunea cea mai mare este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Hristos și pe baza acestui
pe baza acestui cuvânt, tu să-L crezi pe Dumnezeu, tu să ai încredere că ce a spus Dumnezeu așa este și de aici înainte minunea cea mai mare s-a produs. Minunile celelalte, că se vindecă cineva bolnav, sunt minuni secundare. Se poate și fără ele. Având în vedere condiția noastră de oameni muritori, și Lazar, până la urmă, a avut parte de o minune extraordinară. Dar de moarte nu l-a scutit a doua oară. Și toate minunile făcute de Mântuitorul cu tinerii, cu, au fost răsunătoare, dar nu i-au scutit de a doua moarte. Mai mult decât atât, nu i-au scutit nici de un răspuns al vieții pe care au dus-o după ce i-au înviat. Deci minunile nu trebuie căutate sub forma aceasta. Iar dacă ele nu se întâmplă astăzi cu atâta evidență, socotim că Dumnezeu ne consideră pe noi ca unii care nu ne mai putem purta și le transformăm în spectacole și în minunii care ne scot pe noi de multe ori din firescul nostru și îl așează pe Dumnezeu într-o altă lumină care lumină nu îi se potrivește lui. Minunea cea mai mare, așa cum am zis, este încrederea pe care tu o dai lui Dumnezeu când spune El un cuvânt. Asta e minunea cu tine. Dacă tu îți schimbi modul tău de viață și de gândire și din viața ta îți faci un mod de viață mântuitor, asta e minunea. Care ar fi condițiile, Preacucinciu Părinte, condițiile împlinirii unor minuni și vorbim atât de minunea cunoscută, recunoscută și poate căutată, de ce nu mai multe ori aceea văzută a vindecărilor, a unui spectacol de putere dumnezeiască și minunea aceea tainică a căutării și a găsirii Dumnezeu și a schimbării vieții din acel moment până la sfârșit? Credința. Deci un om care nu are credință nu poate să-i ceară lui Dumnezeu mai mult. Nu poate să-i ceară lui Dumnezeu nimic. Credința este începutul unei vieți în care omul, începutul, nu-i sfârșitul, credința este începutul în care omul se leagă de Dumnezeu. Și apoi el începe să vadă ce poate acest Dumnezeu, cine este acest Dumnezeu, ce vrea acest Dumnezeu de la el, ce vrea Dumnezeu de la el și de la familia lui, de el și apropiația lui, cum poate opera un asemenea Dumnezeu în condiții concrete de viață când eu sunt lovit de năpastă și eu pot de aici înainte să mă încredințez lui Dumnezeu cu totul prin credință. Deci în primul rând și în primul rând credință. Al doilea lucru care izvorăște din credință este dovedirea pentru tine a adevăratei minuni. Care ar fi minunea pentru tine cea mai mare? Care ar fi minunea pentru tine cea mai mare? Să-ți vindece pe cineva sau să ai grijă de cineva? Și astea sunt. Și astea sunt. Ele pot fi făcute foarte frumos prin rugăciune. Noi am văzut de multe ori că rugăciunea credinței vindecă pe cei bolnavi. Chiar dacă cei bolnavi poate n-au avut atâta de multă credință cât a avut cel care s-a rugat pentru el. Totuși, rugăciunea celui mult credincios l-a putut vindeca pe cel mai puțin credincios. Deci, ca o minune în înțelesul acesta de vindecare sau de izbăvire într-o situație, nu se poate face fără minima credință prin care... Deci, chiar spunea cineva că dacă tu vrei să ceri lui Dumnezeu ceva, ceri ceea ce e imposibil. Că de multe ori ceea ce e posibil, faci tu. Când e ceva posibil, faci tu, nu ceri. Dacă ne ajungi în pragul și zici de aici înainte e imposibil, atunci tu începi să zici, Doamne, intervino Tu, că nu mai... Ce ține de mine până la urmă. Până la o limită am făcut ce ține de mine, dar ce nu mai pot. În felul acesta, minima credință. Fără credință, noi nu putem să fim, cum spune așa, plăcuți înainte lui Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate fără credință. Ne-ați vorbit de aceste minuni și avem câteva situații în care efectiv nu are cum să existe credința personală. Ne-ați vorbit de aceste învieri. Lazar, tânărul din cetatea Nainului, fiica lui Ier, da. Și așa mai departe. În cazul minunii învierilor, ce a lucrat? Ce a dus la săvârșirea acestor învieri cu adevărat impresionante? Păi vedeți prietenia cu Lazar. Prietenia cu Lazar. Apoi dragostea față de o mamă doborâtă de suferință. Nici în gând nu i-ar fi trecut mamei care avea băiatul mort și îl ducea să-l îngroape că Dumnezeu nu mai e în cer, că plecase de mult din cer și venea spre ea. Nici prin gând nu-i trecea că drumul spre cimitir avea să se transforme în drumul spre înviere. Nici prin gând nu-i trecea.
Dar lui Dumnezeu trece pe lângă asta. Și vine spre ea. Deci, dragostea față de o mamă suferindă. Apoi, dragostea față de un om tânărul. Tinere, ție zic, scoală-te. Nu? Dumnezeu apreciază și vrea să pună în evidență și potențialul pe care îl are un tânăr, până la urmă, de a-și trăi viața și de a arăta un alt fel de viață după ce a avut parte de o intervenție ca aceasta. Deci iată că la ei vede prietenia, dragostea de mamă și potențialul de tinerețe și de viață unde Dumnezeu poate să intervină când știe că acolo poate înflori într-o bună zi ceva mult mai înalt și mult mai frumos. Avem, Părinte Ioan, această situație, această întâmplare cu adevărat cutremurătoare, tulburătoare, de care noi ne folosim, de care avem nădejde că și telespectatorii se folosesc. Și ne întrebăm și vă întrebăm de ce totuși s-a păstrat acea discreție, chiar taină, nu doar discreție. Adică, sigur, s-a petrecut acel eveniment dureros, moartea copilului, dar Ava Ghelasie i-a spus să păstreze taina, avea încredere nebună că Dumnezeu va asculta rugăciunea, nu ducea un cadavru în Sfântul Altar pentru că e păcat, nu? Avem binecuvântare, sigur, cu cei adormiți, cu cei morți să-i ducem în biserică, dar altcumva mortul nu are voie să fie pus în biserică, da? Ei, în această situație, l-a dus în Sfântul Altar, da? Pentru că știa sigur că se va întoarce cu el viu, deci avea o credere extraordinară de neatacat Ava Ghelasie că Dumnezeu va asculta rugăciunea. Și totuși a păstrat taina. În afară de făptaș și de rugător, nimeni n-a știut. Nici nu avea cum să facă altfel. Dacă ar fi spus înainte, s-ar fi făcut, s-ar fi scat în mănăstire scandal. Și nu se mai ajungea la liniștea pe care de care avea nevoie ca să se petreacă omul. A doua lucru, dacă le spunea minunea după ce a fost înviat, n-ar fi fost crezut. Adică copilul acela l-am văzut noi acum și acum tu spui nouă că a murit și că a înviat și că l-a adus mort în altar și l-a scos viu. Nu era crezut. Ava Ghelasie știa lucrul acesta, că oamenii sunt îndoielnici. A păstrat discreția pentru că avea în față un mort mai mare decât copilul mort. Cred că acel chelar, care era răpus întru totul de patima mâniei și de mânie iuțime și alovirii, avea o mare nevoie de a-i se lăsa un timp în care el să-și trăiască un pic, să-și vadă un pic propria lui viață și cum a ajuns să fie așa de mânios încât nici în fața unui copil să nu se poate stăpâni și să lovească o altă cruzime și să trăiască momentul efectiv al morții declarate că l-a dus la Ava Ghelasie. Nu știu cât crede el că copilul ăla să mai ridică viu de acolo. Dar a făcut ascultare. Dar a făcut ascultare. L-a dus la Ava Ghelasie și a zis, du-te și fă. El și-a trăit și și-a făcut așa un scenariu a tot ceea ce urma. A omorât un copil, este vrednic de moarte, va fi scos afară, va fi închis și a făcut un scenariu. Se va fi rugat la Dumnezeu să-l ierte, să-l scape, să-i dea putere să depășească toate câte, prin toate câte urma să treacă. Ori Dumnezeu, văzând tot scenariul acesta în sufletul chelarului, părintele păstrează discreția, merge și se roagă, nu cu îndoială, nu cu teamă că poate să roagă și Dumnezeu nu e de acord, nu, ci încet și în tainic, în taină, în timpul rugăciunii de seară, se petrece învierea chelarului. Copilul urma să fie ridicat din moarte. Dar învierea copilului avea să fie moartea chelarului. Moartea unui fel de viață, unui fel de gândire, unui mod de a acționa era lăsată în urmă. Și atunci de aia se păstrează discreția. Pentru că schimbarea unui asemenea om din niște situații de genul acesta cer foarte multă discreție, nu cer publicitate. În sufletul unui om care trece prin asemenea situație, cum ar fi omorârea cuiva, trec multe, cu toată nădejdea și încrederea pe care ai în Dumnezeu, tu singur te socotești nevrednic de ajutorul lui Dumnezeu pentru că ai putut să faci așa ceva. Treci prin multe situații care duc poate uneori până la deznădejde.
cred că Dumnezeu a cunoscut și slăbiciunea sufletului. A știut că nu poate duce tot ce ar fi urmat după declararea morții și rămânerea copilului mort. Și iată că Dumnezeu intervine și salvează, de fapt, două suflete printr-unul. Îl salvează pe cel care suferea de păcate mai mari decât moartea copilului. De-aia s-a făcut totul în discreție. Ori părintele a știut lucrul acesta și a acționat ca atare. Prin intermediul copilului se pregătea o înviere mai mare a chelarului. Cum credeți că a primit această veste chelarul? Chelarul, în prima etapă, nu că n-a crezut. A crezut. A vrut să creadă. A vrut să creadă că lucrurile sunt așa. Și-a imaginat mai ușor scenariul acesta decât acela îngrozitor. Una la mână. Și-a dat seama de ajutorul și de puterea părintelui. Și-a dat seama de mila lui Dumnezeu și de milostivirea pe care i-a arătat-o lui. Și-a dat seama de propria lui micime de suflet și de tot ceea ce se cuberesc în sufletul lui, răutate, mânie și toate câte. S-a dat seama unde pot duce lucrurile acestea, unde au dus de fapt, și în momentul când a văzut copilul că iese din altar, asta a însemnat învierea lui. Am folosit prima dată cuvântul, când a înviat copilul, a murit chelarul. A murit unui mod de viață și unui mod de a gândi și de a trăi viața lui. A înviat unui mod altfel de viață, pe care el, bineînțeles că l-a descifrat, a știut cum își va trăi viața, probabil că s-a retras și și-a dus mai departe pocăința, pentru că pocăința, chiar dacă după un asemenea eveniment trebuie trăită, dacă nu faci pocăință pe măsura evenimentului trăit, nu te vindeci și nu te redescoperi și nu poți să pui în cap un început bun vieții tale. Deci după învierea copilului, el și-a trăit sau și-a intensificat pocăința și numai pe pocăința aceasta în sus a putut să devină el un om nou. Da, pus în situații din acestea, un om care are imaginea întregului, a unui Dumnezeu care privește viața în întregul ei, nu fragmentată de moarte, în întregul ei, viață, trecut prin moarte, ajuns în... Da, un om care își face scenariul acesta poate să înțeleagă că Dumnezeu a mai voit întoarcerea lui și reconstruirea lui, reconsolidarea lui. Ne spunea spre acuciunea și Părinte Ioan că pentru împlinirea unor minuni, pentru săvârșirea unor minuni dumnezeiești, e nevoie de credință. Și vă întrebăm câtă credință a putut să aibă și ce credință a putut să aibă și a avut cu adevărat Avaghelasie încât a înviat un copil. La Avaghelasie era mai mult decât credință. Oamenii aceștia sunt conștienți de puterile lor și ei când se așează la rugăciune nu stau și se întreabă. Eu mă rog, dar oare Dumnezeu m-a ascultat, îi cer ceva extraordinar. Oare Dumnezeu împlini? Eu vreau să-L ajut pe omul acesta. Oare Dumnezeu m-a ascultat pe mine? Oamenii aceștia, sfinții aceștia teribili, cum îi numim noi, ca oameni când ne uităm la ei, ei nu sunt în ochii lor teribili deloc. Există o întrepătrundere a oamenilor acestora de către Dumnezeu și întrepătrunderea a lor în Dumnezeu, încât ei au conștiința propriei lor puteri. Nu se așează la rugăciune cu teamă, nu se așează la rugăciune să zică ce urma nu știu, se așează la rugăciune cu siguranță. Imaginați-vă Sfântul Pavel, când a căzut tânărul acela de la etajul al treilea, mort. L-a luat cu firescu, zice, și n-are nimica. De el era murit, el era mort. Puterea aceasta pe care ți-o dă prezența lui Hristos în tine. Sfântul Petru, când s-a dus și a înviat-o pe copila aceea, n-a stat să-și facă întâi un exercițiu de să vadă, îl ascultă Dumnezeu pe el sau nu. Avea în sine, pătrunsă în carnea lui, în sufletul lui, în viața lui, prezența lui Dumnezeu, între el și cuvântul, în mâna lui. În cuvântul lui era prezentă mâna și cuvântul lui Dumnezeu. Deci era mai mult de credință la părintele acela. Era o dragoste, că în fond aceasta este marea și marea aventură și marea schimbare,
S-a ajuns la o atâta dragoste de Dumnezeu, încât Dumnezeu să petreacă în tine și tu să petreci în Dumnezeu. Oriunde ești, Dumnezeu petrece în tine. Și cuvântul tău este cuvânt viu și fapta ta este faptă vie și minunea ta este... Lucrul acesta l-a trăit Avagherasie. Și dacă se poate vorbi cu adevărat de o minune în această povestire, nu este nici copilul înviat, că a murit a doua oară, nu este nici chelarul care a trecut și el printr-o moarte, ci este acest părinte minunat. El este minunea cu adevărat, el este rodul dragostei pe care Dumnezeu o poate face cu un om. Să ajungi la o asemenea măsură încât Dumnezeu să petreacă în tine și tu să petreci cu Dumnezeu. Nu mai ai în față viață limitată, nu mai ai în față temere de moarte, nu mai ai în față nevoie de ceva care să-ți arate că de fapt ești singur. Nu. Petreci cu Dumnezeu și Dumnezeu petrece cu tine. Oriunde te așezi și orice faci, lucrurile se împlinesc într-un firesc. Ceea ce spuneam noi că minunea este firescul lui Dumnezeu, devine și pentru un sfânt. Pentru un sfânt, minunea este firescul. Nu e nimic grozav să înviezi pe cineva. Te miști firesc. Știm că de aici se poate înainta la ceea ce numim noi dragoste desăvârșită. Între pătrundere, între om și între Dumnezeu. Nu asta zicem că este finalitatea vieții omului. Finalitatea asta este. Spre asta mergem. Ori lucrul ăsta se petrece de aici. Minunile sunt cu oamenii noi care se petrec și se produc acum. Acum. Un om frumos, un om credincios, e un om minunat. Un om bun, un om iubitor, e un om minunat. Un om care se roagă, e un om minunat. Părinte Ioan, izvor de putere, făcător de minuni, Sfântul Ghelasie, și v-am întrebat dacă există atât de multă și a existat cu adevărat atât de multă putere și sigur are și mai multă putere acum în veșnicie Sfântul Ghelasie, căci noi acum le redăm parte istorică, dar de fapt ei sunt și vor fi până la sfârșitul veacurilor și vor fi cei care vor judeca lumea și vor spune că s-au putut săvârși minuni, nu ne lipsește acea credință. Ei, dacă a avut acest arsenal, da, de putere dumnezeiască, de ce n-a folosit-o mai des ca mai mulți să se folosească de ea, ca pe mai mulți să-i întoarcă? Vedem că destul de rar s-a petrecut, unul la mână și doi la mână, și atunci când s-a petrecut, foarte discret. Păi așa lucrează Sfințenia Dumnezeu. N-ați văzut că și Hristos când făcea minuni spunea să nu spune la nimeni, nu duceți vorba într-o discreție. Puterea aceasta pe care o au sfinții este întotdeauna alipită de smerenia lor. Ei nu își fac publice minunile și nici nu vor să fie cunoscuți ca făcători de minuni. Chiar avem un exemplu de un alt părinte, tot așa, o femeie a vrut să se vindece și a plecat după el. Și el cosea, tăia iarbă pe acolo, îmbrăcat zdrențuros și îl găsește femeia respectivă și zice, îl caut pe părintele cu tare că sunt bolnavă, rău și știu că el poate să mă vindece. Cine, zice părintele ăla? Ăla e un tâlhar, e un hoț. Ai auzit prost. Zice, du-te acasă că nu e adevărat ce s-a spus. A, zice, și eu îmi pusese în toată nădejdea, zice, că mă vindecam. Și a plecat. Și zice, când s-a întors, pe drum s-a vindecat. Când s-a văzut vindecată, s-a întors să-l mulțumesc. Nu l-a mai găsit. Și după aia a venit acasă și zice, uite ce mi s-a întâmplat, m-a vindecat cineva. Și zice, cum arăta? Păi uite așa arăta. Păi el era părintele ăla. Deci sfinții, și mai ales Avagherasie, nu e nevoie de minuni ca să sporească obștea în credință. În zilele noastre, ca să fim necredincioși, nu e nevoie de minuni. Minunile sunt pentru cei necredincioși. Minunile sunt semne de mâna a doua. De aia Dumnezeu nu operează cu ele. Nu avem nevoie să vedem lucrurile excepționale că se întâmplă ca să fim mai apropiați de Dumnezeu, nu. Avem tot ce ne trebuie ca să fim credincioși și ceea ce avea Ava Ghelasie acolo, ce ai tu de făcut, monahule? Rugăciunea de dimineață, rugăciunea seara, ce ai de făcut tu, monahule? Ascultarea. Asta e minunea ta. Dacă îți duci ascultarea până la cap, dacă faci rugăciunea până la cap, dacă ești statornic în ceea ce ai de făcut până la cap. Când se întâmplă fapte din astea grave, atunci tot cu discreție, ca să nu se facă pompă, tot cu discreție Dumnezeu intervine discret. Minunile principale sunt minunile împlinirii și ducerii voii până la cap, până când voia ta se intersectează cu voia lui Dumnezeu. De dragul lui Dumnezeu accepți ca voia ta să se facă
mai mică și să-L iubești mai mult pe Dumnezeu și să faci din dragoste de Dumnezeu voia Lui. Și asta este minunea cea mai mare care poți să o duci până la cap. În rest, minunii ca acestea nu sunt necesare. Lumea de astăzi nu are nevoie de minuni ca să sporească în ceva. Iar când se fac, și se fac, Dumnezeu discret dă și oamenii rămân de multe ori muți și nici nu știu cum să-și exprime și ei. Noi am văzut minuni. Și Părinte, m-a ajutat Dumnezeu într-un moment în care n-avea cine să mă ajute altcineva. Am văzut minunea lui Dumnezeu. Și într-un context ea a fost ajutată discret. Așa, Dumnezeu așa lucrează. Dumnezeu nu e belăcios în manifestare și nu vrea să facă din asta prea mare tamtam. E discret. De-aia și Părintele, am văzut discreția de la Sfinți. Cine recunoaște Sfinții ăștia? Te duci la ei și el stă în fața ta și tu te uiți la el și nu-ți dai seama. Dacă n-ai și tu o picătură de sfințenie în tine, nu sesizezi. Sfinții trăiesc într-o discreție, trei neobservați. Astăzi, dacă ar veni un sfânt cunoscut ca sfânt, lumea nu-l cunoaște. Și cu siguranță vin și trec printre noi. Vin și trec, dar lumea nu-l recunoaște. De ce? Pentru că nu mai e ochiul format. Nu mai e ochiul Duhului format ca să, la trecerea unui așa. Dacă vezi pe cineva care e desfrânată sau un hoț sau imediat îl sesizezi. Repede, că desfrânarea e și în tine, sau hoția pe undeva e și în tine, sau foamea, lacomie e și în tine. Dar sfințenia care nu e în tine și care se dobândește la Dumnezeu, nu o sesizezi. Și trece Sfântul pe lângă tine și zici că Dumnezeu nu te bagă în seamă. Dar nu mai e ochiul ca să sesizezi și nu mai simțirea aceasta duhovnicească să sesizezi. Da, minunile trec de multe ori pe lângă tine, ești înconjurat de multe minuni, dar tu nu le vezi. Zici că ești amărât sau părăsit de Dumnezeu. Dar Dumnezeu... Cineva spunea la biserică, lipsind de la biserică, dar apoi venind, zice, când am venit, Părinte, aveam multe întrebări și când am venit la slujbă, la liturghie, prin ce s-a spus acolo, e ca și cum Dumnezeu mi-ar fi dat răspuns la toate cererile mele din timpul săptămânii. Minuni. M-am minunat să-mi spune lucrul acesta, că ea avea întrebări. Și, de fapt, asta e și logica. În timpul săptămânii te frămânți, te rogi, ai întrebări, ai neliniști. Vii la Dumnezeu duminica, sărbătoarea, ca Dumnezeu să-ți dea un răspuns. Dumnezeu îți dă un răspuns. Nu știi prin ce. Dau un cuvânt anume din liturghie, un cuvânt în apostol, un cuvânt în Evanghelie, un cuvânt în predica pentru. Te atinge și zici, gata, asta e răspuns la Dumnezeu. Ulii ca pe un răspuns. E o minune. Să face public? Nu se face public. Dumnezeu e discret și dă răspunsuri discrete oamenilor. De-aia trebuie să fii într-o stare de zmerenie sau de... Tu însuți de discreție în legătură cu Dumnezeu, că altfel nu prinzi nimic. Așa să dea Dumnezeu să dobândim acum și pururea și în veci. Părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de real folos. Doamne ajută și mă bucur că v-am văzut din nou. Cu mare drag. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. Ați auzit că s-a tot vorbit de un cuvânt chelar în mănăstire. Nu vă zice ce înseamnă, ci vă provocăm la temă. Mulțumim pentru atenție. La revedere. Vă zic frumoasă în continuare.